locul al doilea, iar Carlos Sainz prinde podiumul. Primul lider din această cursă vine pe locul al treilea la finalul Grand Prix-ului. Să așteptăm. Și aici o lungă așteptare. Sunt încă piloți cu un tur în spatele învingătorului. Lando Norris pe locul 8. Ce euforie a fost în urmă cu două weekenduri în Italia. Ce sărbătoare dublă pentru McLaren. Prima dublă din sezon. Sunt lacrimi în momentul de față în garajul McLaren Mercedes. Ce întârziere vine la susținere Max Verstappen, dar nici că mai contează, e podium, e loc 2 și Verstappen are de acum înainte la dispoziție un pachet propulsor proaspăt, a patra specificație din 2021. Mi-a zis că a s-a schimbat propulsorul. Da, și pula mea ta.